materiale, patru materiale și o să vă anunțăm cu sesiile de mâine, exact ce s-a întâmplat, perfect cauză. La ce ora ați exact? În jur de 22, cum sper. Așa, și câte persoane credeți că au fost evacuate? Aveți așa o interacție de la ISU? E greu să-mi dau seama la ora asta de câte persoane au fost în timpul comercial la ora modificării evenimentului. Putem să spun toate datele astea mâine, în cazul unui comunicat oficial. Unde a luat foc? La parter sau la etaj? Nivelul minus 1, aripa veche. Ce anume? Magazine? De la un depozit al unui chiriaș, de acolo s-a deschis, apirează destul de mică, repet, cei de la putere au trebuit să se intervină în câteva minute. Erau multe persoane în cinematograf? În cinematograf? Nu pot să-mi dau seama câte persoane erau la ora aia, era o oră de audiență maximă, deci probabil de câteva sute. Dar a fost probleme asemănătoare în trecut, în noiembrie, au trecut un scurt circuit, așa am înțeles că ar fi fost ceva de genul acesta? Nu mi-aduc aminte, dar oricum nu de genul acesta. Oricum, sistemele centrului comercial de sfumare au funcționat corect, evacuarea a funcționat corect, mesajele s-au auzit destul de tare, publicul a putut să audă mesajele de evacuare, deci nu au fost probleme de genul acesta. Au funcționat autorizații de la respectiv. Da, bineînțeles, este prezent, lucrează cu noi acum în momentul acesta. Ok, numele dumneavoastră, vă rugăm frumos. Sorin Drache, reprezentant Centrul Comercial și Departament. Mulțumim mult! Mulțumim! Dați-mi vă rugăm!